Întâlnirea de la București de ieri a fost o întâlnire programată de mai multă vreme și pe care de altfel am și gestionat-o împreună cu colegul meu, domnul viceprimar Daniel Juravle, și cu domnul Petru Movilă în calitate de city manager. El s-a ocupat de o parte dintre proiecte, eu de o parte dintre proiecte și domnul Daniel Juravle de altă parte și le vom trece în discuție. Prima întâlnire a fost la Ministerul Culturii, împreună cu domnul Bogdan Trâmbaciu, cu echipa de management de la Unitatea de Implementare a proiectului de realizare a operelor naționale la Iași și alte municipii și orașe din România, pe baza împrumutului, a memorandului de finanțare pe care Guvernul României l-a semnat în noiembrie 2020 cu Banca Mondială. O sumă destul de mare, de aproximativ 300 de milioane de euro, și am analizat și proiectul construirii operei de la Iași. Nu înseamnă că nu vom trece în revistă și celelalte, ca să nu facem doar un pachet de proiecte fără finalitate. Care sunt condițiile acolo? Am citit și eu cu atenție memorandumul. Condiția este de construire a unui edificiu, fără a elimina în totalitate posibilitatea preluării unei alte construcții care poate deveni o operă, pe o suprafață rezonabilă, acolo se vorbește de aproximativ 10.000 de metri pătrați, cu niște utilități foarte clare pe care le-au cerut cei care se pricep la această activitate. E vorba de sală de spectacol, de condiții în ceea ce privește scena, fosa, săli de pregătire pentru balerini, cor și altele, care, sigur, presupun suprafețe construite destul de mari și care și costă. Și a rămas în felul următor, până în 10 februarie, să facem o vizită în teren la Iași, să vedem exact amplasamentul de la fostul cinematograf Republica Trianon, cum l-am redenumit, pentru că acolo nu vorbim doar despre clădire, vorbim și despre spațiu din spate, despre clădirea nefinalizată unde a funcționat la un moment dat un punct termic total și acum doar parțial, despre parcul din spatele Muzeului Unirii, care poate fi integrat ca un parc al operei, relația cu Biserica Sfânta Cuvioasă Parascheva, mitocul maicilor, cum îi spunem noi, relația cu parcarea dinspre Independenței și parcarea dinspre Astoria. Deci toate văzute într-un tot unitar, într-un pietonal extins, sigur că da, care este favorabil pentru asemenea activități, cu posibilitățile de a intra și cu utilaje mai grele, chiar și cu tirul, pentru a aduce scenografie, pentru a prelua scenografie în cazul în care va fi nevoie și de acest lucru, și lucrurile acestea vom face printr-o vizită în teren, după care ne vom duce să vedem amplasamentul din zona Anastasie Panu, Elena Doamna, deci vis-a-vis de Hotelul Europa. Un amplasament care, sigur, se lovește de prezența 16 proprietari, cu care știți bine că am luat legătura și în sala mare a primăriei, cu toți odată și pe rând, fiecare cum s-a prezentat, dar care are neajunsurile ei de natură juridică în ceea ce privește comunicarea cu foarte multe entități în același timp. Și al doilea, unul de natură istorică, având în vedere vestigiile prognozate. Noi am și făcut un studiu arheologic acolo, pe care l-am finalizat în luna decembrie și pe care îl vom pune și pe acesta la Ministerul Culturii la îndemână pentru a lua o decizie, și vom trece prin oraș să vedem și alte spații. Ei au spus în felul următor, din perspectiva lor, nu este, și chiar și a mea, nu este nevoie ca să concentrăm toate aceste activități doar în jurul primăria, mitropolia, Palatului Culturii. Trebuie să ne gândim și la perspectiva în care putem aborda și alte zone din oraș pentru construirea unor asemenea instituții. A doua vizită a fost la Ministerul Dezvoltării. Acolo ne-am dus să propunem, în primul rând, să clarificăm amplasamentul. Motiv pentru care noi am avut o discuție continuă săptămâna precedentă cu proiectantul, cu furnizorii de utilități, cu care să gândim și accesibilitatea și capacitatea tehnică de a avea tot ce trebuie pentru viitoarea sală de sport, și am găsit soluții pe zona Moara de Vânt. Deci asta am clarificat și ne-am dus să le transmitem într-un mod foarte echivoc, Moara de Vânt. A doua chestiune e legată de devizul general al lucrării și influența pe care criza energetică, criza materialelor de construcții, criza forței de muncă aduc în creșterea valorii devizelor tuturor lucrărilor, am văzut, din Europa și din lume, nu numai în România, lucru pe care l-am resimțit și pe fonduri europene. Știți foarte bine că am renegociat fiecare contract cu contract, pe fiecare rez de executat, ca să-l putem duce la bun sfârșit, costuri care au completat costurile neeligibile, din păcate, urmând ca săptămâna viitoare să mergem cu devizul rectificat,
al sălii de sport cu care să intrăm în procedura de preluare acestei investiții de către Guvernul României. Am discutat cu șeful de cabinet și a domnului ministru, cu cei care se ocupă de implementarea acestor proiecte. A treia vizită a fost la Ministerul Justiției cu domnul secretar de stat Mihai Pașca. Până la urmă am rămas la întâlnirea cu domnul Mihai Pașca, având în vedere că a fost convocat și CSAT-ul în cursul zilei de ieri, CSAT care s-a finalizat undeva prin jurul orelor 16, nemai putând beneficia și de prezența domnului ministru Predoi. O să o lăsăm pentru o dată ulterioară, sper să nu mai fie o chestiune similară. Domnul secretar de stat a înțeles foarte bine necesitatea mutării penitenciarului, faptul că el nu mai stă într-o zonă care să fie conformă cu dorințele orașului de astăzi, faptul că orașul s-a extins foarte mult, mai ales în zona Copou, care este o zonă predestinată pentru alte activități culturale, învățământ, loazir și altele, și faptul că va trebui să fim cât se poate de raționali, să înțelegem că penitenciarul iași trebuie să răspundă unei obligații asumate de către Guvernul României printr-un memorandum semnat în anul 2018, pe de o parte, dar și orașul are nevoile sale. La semnarea memorandumului din 2018 n-a fost întrebat orașul dacă este de acord sau nu este de acord cu semnarea acestui memorandum, chiar dacă era pe raza administrativă a municipiului Iași. A lăsat o chestiune, să spunem, în balans. De data aceasta, chestiunea a devenit, să spunem, și o oportunitate prin care putem cere Ministerului Justiției, ca într-un plan rezonabil ca în timp, pentru că și noi înțelegem ce înseamnă acest lucru, să găsim un alt amplasament pentru un alt penitenciar cu o capacitate pe care ei o cunosc, în care noi putem deveni, să spunem, un sprijin pentru implementarea acestui proiect alături de Consiliul Județean și alte instituții, dar să rezolvăm o problemă care trenează de decenii. Domnul secretar de stat a fost absolut de acord cu inițierea acestui demers, cu un schimb, să spunem, de scrisori și chiar un protocol prin care ministerul, alături de celelalte ministerii care vor trebui să sprijine, să ne facem un plan de lucru pe termen lung, să știm foarte clar în cât timp identificăm nou amplasament, în cât timp terminăm proiectul, în cât timp începem implementarea, ca să avem și noi o perspectivă în cât timp penitenciarul își va găsi o altă locație și ei, bineînțeles, în paralel să-și rezolve obligațiile față de Comisia Europeană în ceea ce privește condițiile de cazare pentru deținuții din penitenciarul de maximă siguranță Iași. A patra întâlnire a fost din nou la Guvernul României. De data aceasta ne-am întâlnit cu Mara Mareș. De ce? Este implicată, putem spune, în fenomenul de e-sport și ne-am dus să vedem care este planul de cooperare între noi și Guvernul României în ceea ce privește campionatul mondial de e-sport de anul viitor. Nu este o joacă, ne-am uitat și noi foarte bine ce s-a întâmplat în edițiile anterioare și chiar ultima din Israel, deci trebuie să ne concentrăm foarte bine dacă vrem să facem un campionat de succes. Beneficiem de faptul că președintea Federației Internaționale în momentul de față este un român și contează foarte mult pentru lobby-ul pe care ne-l poate face în fața celorlalți competitori pentru acest statut de organizator. Și sperăm că va fi un lucru bun, pentru că în prima decadă a lunii februarie vom avea o întâlnire. Pe data de 1 vrem să mergem la domnul ministru Novak, să-i propunem și dumnealui această colaborare și mai departe să programăm tot exercițiul financiar, astfel încât 2023 să ne găsească pregătiți. Este o oportunitate din perspectiva mea, lumea s-a schimbat profund, sporturile de calculator, game-urile, cum le spun ei, au devenit din ce în ce mai practicate, în special de tânăra generație și nu numai. Vizibilitatea este maximă, efortul financiar este de asemenea mare, dar trebuie văzut care este rezultatul financiar, pentru că această industrie a jocurilor este o industrie în creștere și piața românească acoperă aproape 200 de milioane de euro pe an în jocuri și cred că este bine să ne implicăm de la început, mai ales că deja câteva lucruri s-au întâmplat la nivel național, bineînțeles, nu de amploarea unui campionat mondial.